O fost o descoperire din partea Domnului pentru popor. Așa o descoperit Domnul, că Satana avea mai multe centuri așa de legat, mai multe mării. Și mi s-a spus, cel rău dă luptă ca să lege persoane încă din adolescență, din fază de tinerețe. Și mi s-a spus că Duhul care l-a chinuit pe Dima cu plăcerile lumii vine și în mare război și cu unii din locul acesta. A spus Domnul din cauza că nu-i vegherii și cel rău are câștig de multe ori cu plăcerile la nivelul ochilor, așa mi s-a spus din partea Domnului. Multe inimi sunt biruite, dar cei care sunt înconjurați cu mijlocii era ca un zid de foc care nu avea putere cel rău să se apropie de persoanele care erau susținute în rugăciune. A spus Domnul să zidim altare în familiile noastre, acolo unde noaptea nu mai plecăm pe genunchi unii din noi, să luăm hotărâri de a mijloci pentru familie ca să fie ocrotiți, că rugăciunea e un zid de foc în vremea aceasta pentru copii și pentru tine și pentru noi. S-a spus Domnul că în seara aceasta au primit rugăciunea, dar în dreptul a trei familii care n-au primit copii toți și care s-au oprit așa la un moment dat și au spus destul, Satana cerea un tribut și mi s-a spus așa într-o casă, va deschide o rană, va trage un suflet pe calea Domnului și se va vărsa la timp din partea părinților pentru tot restul vieților. În două case s-a dat aprobare din partea Domnului ca să intre cu un duc de boală pentru o vreme îndelungată. Așa l-a descoperit Domnul și a spus curelile acelea care încerca să lege întâi cu plăceri, după aceea era o luptă să da ca să fie întinați înainte.